Sunt extrem de încântată că putem purta acest dialog despre o temă atât de importantă pentru viitoarele mămici și mămicile la început de drum. Vom vorbi astăzi despre alăptare, dar înainte de toate să facem prezentările și oficial, sunt Diana Țigănici, coordonator al site-ului de mămici.ro și admin în grupul Mămici Graviduțe și Bebei. Este un grup de aproape 200.000 de membre. Așa cum îi spune și numele, este o comunitate dedicată exclusiv femeilor însărcinate și mamelor. Iar prin acest gen de proiecte, cum este și cel de față sprijinit de Philips Avent, încercăm să contribuim la diseminarea unor informații utile, unor informații educative. Dorim să venim în sprijinul mamelor prin explicații și prin răspunsuri date de specialiști la întrebările pe care ele le au. Pentru că așa am ajuns și la discuția de astăzi. Am făcut o postare dedicată în grup, unde mămicile au pus fel de fel de întrebări, tocmai pentru ca răspunsurile tale la întrebările lor să fie de real folos, să fie într-adevăr utile și aplicate. Invitata noastră, așa cum spuneam, este Anca Bălășoiu, moașă licențiată și coordonator al programului Școala Mamei din cadrul Maternității Bucur. Prin cursurile susținute timp de peste un deceniu, Anca, dacă nu mă înșel, Anca Bălășoiu a ajutat și educat părinții în devenire și citeam la tine pe Facebook, au fost peste 30.000 la număr. Și îți spun, bine te-am găsit și mă bucur tare mult că ți-ai făcut timp și că ai acceptat invitația noastră. Vă mulțumesc pentru invitație, da, așa este. Cred că, sau posibil să fie peste 30.000, nu mi-amintesc numărul lor. Nu știu, poate erau luni în care vedeam 2-3.000 de părinți la cursurile mele. Nu pot să precizez exact. Mărturisesc că și eu te-am cunoscut la un curs de puericultură pe care l-ai susținut la Romexpo în urmă cu 4 ani. Pe atunci eram însărcinată cu prima mea fetiță, cu Clara, și nu știam nimic despre ce mă așteaptă în viața de mămică. Și pentru a ajunge la discuția de astăzi, îmi amintesc că ne-ai făcut atunci o introducere în ce înseamnă alăptarea și ne-ai arătat cele mai comune poziții pentru alăptare, dar și imagini cu ragadele mamare și ne-ai spus cum pot fi evitate acestea. Și prima mea reacție când am văzut acele imagini, în mintea mea, bineînțeles, a fost: cum e posibil să pățești așa ceva? Am văzut N femei care alăptează și toate o făceau cu zâmbetul pe buze și cu lejeritate. Și atunci, la acel moment, acum 4 ani, alăptarea mi se părea ceva foarte normal și foarte ușor. Dar după ce am născut, încă din maternitate, mi-am dat seama că lucrurile nu sunt nici pe departe atât de simple precum par și că multe femei tind să subestimeze alăptarea și ajung să se confrunte cu situații dificile pe care nu știu cum să le depășească. Și uite așa, începem seria de întrebări pentru a pregăti și graviduțele, nu doar mamele care au născut și se confruntă cu probleme în alăptare. Ce este necesar să știu despre alăptare chiar înainte de a naște și cum mă pot pregăti astfel încât să știu ce să fac în maternitate în momentul în care îmi aduc bebelușul la sân? Cred că primul pas ar fi participarea la un curs de alăptare. Alăptarea trebuie să fie un act fiziologic, așa cum știm. Dar sunt multe complicații care pot apărea, de multe ori din neștiință, din neputință sau din proasta informare sau din incompleta informare, ca să folosesc un alt termen. Cu siguranță ăsta ar fi primul pas. Sunt multe lucruri de spus despre alăptare și unele pot fi adaptate individual pentru că fiecare femeie este unică în felul ei. Sunt femei care n-au absolut nicio problemă, sunt femei care au alte probleme medicale sau asociate. Bineînțeles că de aici încep o multitudine de întrebări. Am sânii mici, am sânii mari, am alăptat, n-am alăptat, curge colostru, nu curge colostru, eu pot să alăptez, am mamelon umbilicat, retractat, mamelonul e prea mic, prea mare, sânul e prea mare, copilul nu poate apuca, ce fac eu? Da, cred că acesta ar fi primul pas și, bineînțeles, mama să poată pune întrebări și să pună întrebări lectorului legate de anumite situații care, la care ea se gândește că ar putea să le întâlnească. Pentru că într-un curs de alăptare poți să vorbești 2 sau poate 3 ore, nu-ți permiți să vorbești mai mult și, în general, centrezi în acel timp tot ce consideri tu că este întâlnit cel mai frecvent. Dar sunt situații particulare
la care nu le abordezi în curs, ci doar individual atunci când femeia are această problemă, o întâlnești și atunci o conciliezi doar pe ea, îi spui doar ei ce poate să facă. Am înțeles. Voi citi în continuare și întrebările pe care mămicile le-au lăsat la postare, da, pentru a putea să răspunde punctual. Și vorbim aici despre cazuri generale, așa cum ai spus și tu, pentru că fiecare mămică este unică și fiecare are nevoie de consultanță pe cazul ei specializat. Dar noi vom răspunde la cele mai comune întrebări, să spun așa. Întreabă o mămică, cum procedez dacă nu am lapte din primele clipe după naștere? Îi dau bebelușului lapte praf până vine laptele matern, deci până se instalează lactația. E bine să folosesc pompa pentru a stimula pe lângă atașarea bebelușului la sân? Primul pas ar trebui făcut încă din primele minute de după naștere. Copilul să fie pus la sân chiar dacă mama crede că ea nu are lapte. Așa cum știm, producerea laptelui se petrece atunci când copilul este atașat la sân și acesta suge, atunci se produc cei doi hormoni, prolactina și oxitocina. Știm că colostrul, chiar dacă este în cantitate mică, este hipercaloric și poate fi suficient pentru copii. Este adevărat că uneori nu reușesc nici eu sau nici mamele să mulgă mai mult de 5, 7 până în 10 ml la ambii sâni la primul muls, dar de cele mai multe ori este suficient pentru o masă a copilului, are stomacul cât o cireașă atunci când se naște. Da, poate utiliza și pompa dacă sânul este angorjat sau pentru stimulare. Da, cu siguranță pompa este utilă și este unul dintre accesoriile pentru alăptare, dacă pot să spun așa, nu este chiar un accesoriu, ci un instrument util care îl recomand mamelor să-l aibă atunci când se pregătesc pentru naștere. Dar primul pas ar fi să pună copilul la sân, apoi utilizarea pompei dacă este cazul. Alăptarea frecventă și necondiționată va duce la creșterea laptelui. Foarte rare sunt cazurile când mama nu are lapte și medicul neonatolog stabilește că ar fi bine să îi se administreze ceva de mâncare copilului, adică lapte praf. Sunt situații foarte rare, dar se întâmplă. Mai ales că uneori se tem că copilul va face o hipoglicemie și atunci mai bine să prevenim decât să tratăm. Dar cu siguranță primul pas este să pună copilul la sân. Și cum poate verifica mama încă din maternitate că are colostrul de care are nevoie copilul? Cum își poate da seama? Copilul în general este mulțumit după suct. Dacă el înghite lapte. Nu putem aprecia cantitatea de lapte după mărimea sânilor sau după senzația de plenitudine. Da, sunt mame cărora li se angorjează sânul, dar nu este neapărat prin prea plin. Poate fi o ușoară inflamație la nivelul sânului. Sunt mame cărora nu li se angorjează sânul, dar asta nu înseamnă că nu au lapte. Dacă copilul suge, înghite, dacă suge eficient, trebuie ascultat să vedem dacă are un suc pe secundă și atunci ne dăm seama că el înghite lapte, respiră între sucturi și suge eficient și nu are mai mult de 2 sucturi pe secundă. Acolo ne gândim că doar suzetează. Dacă urinează, în primul rând, numărul de scutece ne indică nouă că copilul mănâncă. Cu cât schimbăm mai multe scutece, cu atât este un semn pentru proaspăta mamă că bebelușul mănâncă. Este adevărat, de-a lungul anilor am primit diverse grafice de la mamă, cântăreau scutecul înainte și după, cântăreau copilul înainte și după subt. Eu aș spune să nu se întâmple asta, pentru că deja ea este stresată și este un stres în plus această monitorizare a scutecelor, a greutății copilului, a cantității pe care o mănâncă. Și așa cum știm, proba subtului se face pe mesele pe 24 de ore. Este adevărat, sunt mame la care lactația se instalează puțin mai târziu, mai ales mamele care au născut prin cezariană la rece, cum spunem noi, o cezariană programată, fără a se declanșa contracții. Și atunci poate întârzia ușor lactația.
Uneori și medicamentele administrate în anestezie pot influența ușor acest lucru, dar dacă pune copilul la sân și începe să se secrete oxitocină și prolactină, cu siguranță crește producerea laptelui. Așa cum spun, laptele se produce după ideea cerere și ofertă. Copilul mănâncă mult, avem mult lapte. Copilul mănâncă puțin, vom produce puțin lapte. Deci trebuie pus la sân și observat dacă înghite, dacă respiră între suturi, dacă înghite, suge eficient, dacă udă scutece, dacă este mulțumit după suc, dacă lasă sânul singur. Mama poate avea o stare de somnolență, o stare de sete și își dorește să bea apă imediat cum a pus copilul la sân. Toate aceste semne ne spun nouă că mama are lapte și copilul, bineînțeles, începe să ia în greutate. Este și acest aspect foarte important. Dar nu monitorizăm greutatea copilului zilnic, că nu ne va indica nimic. Apropo de greutate, o altă mămică întreabă câte grame poate să ia minimum pe lună un bebeluș alăptat exclusiv ca să se considere că este ok, că este în grafic. Fetița mea de 2 luni a luat 500 de grame pe lună până acum. Nu are niciun semn de afecțiune, pare un copil sănătos și investigațiile medicale făcute până acum sunt normale. Deci cât trebuie să ia un copil la început, în primele săptămâni, luni de viață? În general, copilul atinge greutatea de la naștere la 2 săptămâni de la naștere. Așa cum știm, copilul poate scădea până la 10% din greutatea cu care s-a născut și cam la 2 săptămâni ajunge la greutatea cu care el s-a născut inițial. În general, copiii cresc între 115 grame și 220 de grame până la 3 luni, între 85 și 140 de grame până la 6 luni, după 6 luni până într-un an, în general între 45 de grame și 85 de grame pe lună. Da, toate ghidurile de pediatrie spun că ar trebui să nu ia mai puțin de 500 de grame pe lună. Este important, cu siguranță pediatrii încep să se gândească și la alte aspecte patologice, dar să nu ia mai puțin de 500 de grame, să arate copilul bine, să mănânce, să doarmă, aspectul pielii să fie plăcut, să fie roz sau, mă rog, să nu aibă o paloare. Este important și cântarul pe care îl cântăresc pe copil. De multe ori aceste cântare nu sunt verificate metrologic și o să vă spun că și în maternități unde verificarea cântarelor se face periodic, uneori avem diferențe de cântar. 100 de grame la un copil așa de mic sunt foarte importante. Și atunci, cântarul ne poate indica o greutate mai mică decât cea reală. De aceea recomand în general cântărirea copilului pe același cântar. Niciodată nu schimbăm cântarul astăzi pe un cântar, mâine pe altul. Am întâlnit tătici care cântăreau copilul cu cântarul de pescuit, cred că am mai spus asta, sau găsesc ei diverse metode, foarte bine, bravo, tata, e minunat așa, dar important este să fie cântărit pe același cântar. Și de obicei, cam cât de des? O dată pe săptămână e suficient și tot timpul la aceeași oră? Spre exemplu, nu știu, înainte de băiță sau... Eu aș spune măcar o dată la 2 săptămâni, 10-14 zile, o dată pe săptămână este cam rapid. Este posibil să avem o săptămână în care nu a luat foarte mult în greutate și mama se intre în panică, 10-14 zile este suficient. Nu ne grăbim cu cântăritul decât dacă mi se pare că ceva nu este în regulă. Dar eu aș spune la 2 săptămâni este perfect. Să vedem mai departe. Ce spun mămicile? Bebele meu, oricum îl atașez, ia foarte mult aer. Înghite foarte mult aer. A observat că dacă prinde doar din sfârcuri, este mai ușor. Și oricum l-aș atașa, el își mișcă gurița în așa fel încât să ia doar sfârcul. Se aude la fiecare tragere cum înghite și aer. Ce pot să fac? Din câte am înțeles, mama a încercat mai multe poziții de alăptare. Mama cred că are nevoie de consiliere, cu siguranță doar copilul nu se atașează doar la mamelon, ci mamelon în care să cuprindă și areola. Buza inferioară să fie răsfrântă pe sân, bărbia să atingă sânul. Da, unul dintre riscuri este de a înghiți aer, iar celălalt este de a produce răni sau ragade la nivelul mamelonului și de asemenea să ajungă la copil o cantitate mai mică de lapte decât ne așteptăm. Așa cum știm, gura copilului are și mișcări de sucțiune și presiune și peristaltism,
și avem nevoie de presiunea buzelor pe areola mamei. Știm că în spatele areolei se află canalele galactofore, care formează mici bazinete. Dacă copilul este atașat corect, va ajunge o cantitate de lapte mai mare la copil, să nu se va goli mai ușor, nu riscăm să scadă lactația și, bineînțeles, să înghită aer. Înghițirea aerului este o problemă la copii și cele mai multe dureri de burtică apar din această cauză. Foarte multe mame nu îi ajută să regurgiteze după fiecare masă. Am întâlnit în acești ani situații în care le întrebam: ați ajutat copilul să regurgiteze? Da, sigur că e prea balonat. Da, nu la fiecare masă, sigur. A, nu l-am mai ajutat de ieri sau de alaltă. Nu este regulă așa și, așa cum v-am spus, nu există picături de colici minune pe piață, deși cunosc mame care le-au încercat pe toate. Când nu merge, nu merge, pur și simplu, așa spun eu. Și atunci una dintre sfaturile pe care eu le dau ar fi să ajutăm copilul să regurgiteze pe fiecare masă și să atașăm copilul corect la sân. Să spunem că copilul nu este atașat corect la sân și atunci apar acele ragade mamare foarte urâte cu care ne-am confruntat, mă rog, m-am confruntat și eu și la prima alăptare și la cea de-a doua, nu am scăpat. Cum putem face să ne treacă mai ușor ragadele mamare? Așa cum am spus, la colici nu există picături minune, nici la vindecarea sânului nu există picături minune sau creme minune, loțiuni. Sunt creme care ajută, care ajută vindecarea, care protejează împotriva ragadelor sau a pătrunderii bacteriilor dinspre exterior spre interiorul canalelor galactofore și atunci putem preveni oarecum un absces mamar sau poate o mastită. Dar să nu ne așteptăm să ne punem tot tubul de cremă pe tamponul de sân sau pe sân și noi să ne vindecăm. Ține oarecum de moștenirea genetică, spun eu, lucrăm cu materialul clientului și atunci fiecare femeie se vindecă individual, așa, separat, fiecare femeie se vindecă diferit. Bineînțeles, aici depinde și de profunzimea rănilor provocate și de asemenea de greșelile pe care mama le face în continuare. Dacă nu corectează, cu siguranță rana nu se va vindeca. Am văzut multe răni de-a lungul acestor ani, mameloane foarte inflamate, foarte rănite, foarte corodate, mameloane care aproape nu mai erau datorită rănilor produse, sângerânde. Multe mame își fac mai mult griji dacă a înghițit copilul puțin sânge, ce pățește. Eu spun, nu pățește nimic și nu fac griji pentru copil, îmi fac griji pentru mama în acele situații. Da, pot să folosească creme, pot să atașeze corect, pot să încerce să evite utilizarea pompelor de proastă calitate și atrag atenția acestui lucru. Cele mai multe răni le-am văzut din această situație. Există mameloane de silicon, le pot utiliza temporar. Și, bineînțeles, să evite o perioadă subtul excesiv pe sânul cu ragade. Se începe întotdeauna cu sânul care este mai puțin rănit sau nu este rănit deloc și se continuă cu celălalt, poate chiar mult sân manual sau cu o pompă care să poată face asta fără durere. Și să așteptăm să se vindece. Da, apropo de ce discutam chiar acum, o mămică întreabă cât o să mai doară. Am o lună de când alăptez și încă doare la atașare uneori, deci clar sunt niște greșeli acolo. Da. Aici nu cred că doare pentru că nu l-atașează corect. Este posibil ca mama să aibă o candida. Am întâlnit frecvent, de obicei când doare la o lună de la naștere, mama a avut probabil candida în sarcină, a migrat un pic. Nu știu dacă are și copilul în guriță, ar trebui inspectat, poate de pediatru doamnei, dar un antimicotic administrat pe sân câteva zile poate da răspuns la această întrebare dacă a început să treacă sau nu. Este posibil să fie o candida acolo. Fetița mea de 5 săptămâni stă numai la sân. Când o iau plânge, se agită sau se trezește. Cum să o dezvăț de statul non-stop la sân? Întreabă o altă mămică. Este cam dificil pentru că lor le place mirosul mamei, le plac bătăile inimii mamei. Cu sânul în gură ar sta acolo până se însoară, până se mărită, n-ar mai putea. Unde e mai minunat decât la mama la sân?
Se va obișnui treptat, probabil că subturelaxează. În general, la copiii cu reflex accentuat de sub, pentru că există și astfel de copii, acolo mai recomand o suzetă. Asta pentru liniștirea mamei, pentru că sunt copii care suzetează tot timpul și în timpul somnului. Dacă nu au ceva în guriță să suzeteze, plâng. Familia începe să fie tensionată datorită acestui lucru și acolo uneori recomand suzeta. Acum are copilul deja 5 luni. Poate reușește să evite, că mai are puțin și va începe diversificarea, dar îi place acolo, se răspate. Fetița avea 5 săptămâni, 5 săptămâni avea. Da, este posibil ca acest stat la sân să fie influențat de puseele de creștere, respectiv de salturile mentale, acele perioade în care copilul se dezvoltă accelerat, atât fizic cât și psihic. Da. Dacă are 5 săptămâni, da, este posibil, la 5 luni mai puțin probabil, sunt alte cauze, dar la 5 săptămâni posibil, sau nu se satură suficient, este posibil ca domnișoara, mama să facă greșeli de alăptare, să o pună la sân, domnișoara să sugă vreo 5-10 minute, primele 2-3 minute nu curge lapte, următoarele minute curge lapte de început, care e mai apus, mai transparent ca o apă și potolește setea, după care adoarme. Mama încearcă să o detașeze, iarăși vrea să mănânce, iarăși bea lapte de început și atunci nu este sătulă niciodată. Ar trebui ca mama să stimuleze puțin sânul înainte de atașare, în așa fel încât copilului să-i vină deja lapte atunci când îl atașează, sau poate să mulcă cu pompa puțin lapte la început și apoi să atașeze copilul în așa fel încât să sugă lapte de sfârșit, care este mai gras, mai hrănitor și posibil, dacă se satură, să nu mai vrea să suzeteze tot timpul. O altă mămică întreabă cum îmi dau seama că laptele meu este suficient pentru bebe. Ai explicat chiar la începutul discuției care sunt principalii indicatori pe care trebuie să-i urmărim, da? Udarea scutecelor. Da. Creșterea în greutate, copilul să fie mulțumit, să se dezvolte bine, să arate bine. Da, cu siguranță acestea sunt. Bun, la extrema cealaltă. Alăptez de 2 ani și 2 luni. Multă lume îmi zice să opresc alăptarea pentru că laptele nu mai e bun. Până când este bine să alăptăm? Întreabă o mămică. Dacă ne uităm la recomandările Organizației Mondiale ale Sănătății, spun că alăptarea este recomandată până la 2 sau 3 ani sau atâta timp cât mama și copilul acceptă acest lucru. Eu întotdeauna spun măcar un an, pentru că încerc să le conving pe mame să alăpteze, dar nu putem spune că laptele nu mai este bun. E adevărat, scade valoarea calorică a laptelui după 6 luni, dar copilul primește anticorpi, crește cantitatea de anticorpi. Da, copilul se simte în siguranță acolo, se simte bine, se dezvoltă bine emoțional, dacă cei doi se simt bine, restul nu mai contează. Și nu este adevărat că laptele se transformă în apă chioară, așa cum am mai văzut, după o anumită vârstă. Nu este adevărat, v-am spus, scade valoarea calorică, dar crește cantitatea de anticorpi, iar copilul are nevoie de anticorpi în continuare. O să vedeți copiii care sunt alăptați pe termen mai lung, nu se îmbolnăvesc mulți ani, după, chiar și după alăptare. Abia la un an, doi, trei, după oprirea alăptării, încep să facă anumite viroze sau complicații respiratorii în general. Da, exact, acesta a fost și cazul nostru, ca să facem o scurtă paranteză, cu prima fetiță, cu Clara. A fost alăptată exclusiv până la 2 ani și 3 luni. Cum am întrerupt alăptarea, a început să răcească, să prindă diferite viroze, să avem probleme cu ea, cu tusea, cu mucișorii și uite așa s-a adeverit, exact, s-au adeverit spusele. Da. Deci exact după ce am terminat cu alăptarea au început problemele. Mai întreabă o mămică dacă alăptarea prelungită poate duce la demineralizarea dinților. Am mai citit foarte multe postări pe grupul nostru, pe mămici, gravituțe și bebei, despre această problemă, această curiozitate. Dacă pot să alăpteze copilul în timpul nopții fără a apărea aceste probleme la dințișori, carea de biberon sau demineralizarea dinților. Demineralizarea este o problemă nu neapărat a alăptării.
Da, cu siguranță pot apărea carii de lactație. N-aș pune accent mai mult pe alăptare sau n-aș învinui alăptarea pentru aceste carii, ci aș învinui poate alimentația necorespunzătoare. Așa cum știm, igiena bucală a copilului mic, a sugarului, poate începe încă de la naștere sau la câteva săptămâni de la naștere. Există diverse periuțe de dinți pe care mama le poate introduce pe deget. Are niște peri mici de silicon, putem masa gingiile. Există și paste de dinți speciale pentru copilul până într-un an, care nu conțin flori, dar tot pentru a exersa periajul. Acest lucru mama îl poate face de două ori pe zi, dimineața și seara. Mai sunt diverse preparate farmaceutice pe care le recomandă pediatrul, glicerină boraxată, diverse lucruri sau ștergerea cavității bucale. Spunea o mămică în felul următor: mă dor sânii rău, deoarece am un bebe de 7 luni care mă mușcă mereu. Cum să-l dezobișnuiesc de acest obicei? Ce aș putea face să nu mai muște? Copiii mușcă din diverse motive. Atunci când le cresc dințișorii, atunci când se răsfață, când își descoperă dinții. Mama ar trebui cu siguranță să trateze cu seriozitate acest lucru și să-l îndepărteze de la sân de fiecare dată când este mușcată seara pe o doare. Nu sfătuiesc mamele să utilizeze diverse apelative, onomatopee, pentru că bebelușii se amuză atunci când mamele fac așa și vor repeta de fiecare dată mușcătura sau audă pe mama cum strigă. Este bine să-l îndepărteze, să fie destul de vehementă. Așa cum știm, dentiția la copii, dentiția de lapte este formată din 20 de dinți. În incisivii inferiori apar între 6 și 8 luni, cei superiori între 8 și 10 luni, cam aici sunt problemele când apar cei 4 incisivi. Da, trebuie îndepărtat, trebuie să le arătăm că suntem ferme atunci când ei fac acest lucru. Poate să le dăm o jucărie de dentiție în perioada când le-s dințișorii, să o utilizeze. Este adevărat, toată lumea recomandă jucăriile de dentiție introduse în congelator. Eu nu am întâlnit niciun bebeluș să stea cu acea jucărie în gură. Aș vrea să-l întâlnesc pe primul și credeți-mă că am întâlnit ceva bebeluși. Niciunul dintre ei nu vrea să stea cu jucăria rece în guriță, dar în schimb își găsesc diverse obiecte care le introduc în gură pentru a-și calma durerile de dinți. Și mamelonul mamei poate fi o jucărie de dentiție uneori. Da. Începem și noi să ne confruntăm cu această problemă la aproape 6 luni. Nu e deloc plăcut. Încercăm să o rezolvăm să nu devină mai gravă. Da. Întreabă o altă mămică. Dacă bebele doarme mai mult de 3 ore legate, bănuiesc că este vorba despre un nou născut, că acolo se întâmplă minuni, îl trezesc să-l lăptez sau îl las să doarmă mai mult, fiind vorba de un nou născut? Da, dacă copilul este în prima lună, cu siguranță îl lăsăm să doarmă 3 ore legat, poate dormi și 3 ore și jumătate. Noaptea se permite să doarmă 5 ore, 5 ore și jumătate și această perioadă de noapte va crește treptat odată cu creșterea copilului. Nu recomand să lăsăm 5 ore noaptea și încă 5 ore ziua sau dimineața și mai lăsăm 5 ore după amiază. Deja este o perioadă lungă în care nu a mâncat și acel copil nu va lua în greutate, din contră va avea tulburări de creștere. Da, noaptea putem lăsa și 5 ore legat și va crește timpul odată cu creșterea copilului. Ziua poate dormi 3 ore, 3 ore și jumătate, mai ales dacă s-a săturat. Este adevărat, în primele 3 săptămâni sunt icterici, știm că apare icterul fiziologic, multe mame spun: a, ce copil minunat am, doarme 3-4 ore, nu știu că am copil. Le spun uneori: stați să treacă cele 3 săptămâni și aflați. Și bebelușii plâng mult uneori. Acum depinde de stăpânirea mamei. O mamă la primul copil spune că nu doarme decât 2 ore și 2 ore a plâns. În realitate nu este așa, pentru că percepția mamei este diferită. De aceea uneori le pun să monitorizeze măcar 2-3 zile, nu pentru mine, ci pentru a-și da ele seama că lucrurile nu sunt așa de grave, să conștientizeze că bebelușul mai și plânge și nu plânge așa de mult pe cât se gândesc. Da, lasă pe bebeluș să doarmă și nu trebuie să-l trezească. Copilul se hrănește la cerere atunci când el preferă acest lucru.
Am un bebe de un an și două luni și sunt însărcinată cu bebe 2 în 5 luni. Nu reușesc să-l dezobișnuiesc pe bebe 1 să stea la sân. Este alăptat exclusiv de la naștere. Credeți că alăptarea în timpul sarcinii îl poate afecta pe bebe din burtică, dar pe copilul mai mare? Pe copilul mai mare nu. Pe cel din burtică puțin probabil. Se întâmplă uneori, cu cât crește burtica, să apară mici contracții uterine atunci când primul copil suge, pentru că se secretă oxitocină și poate da contracții. Sunt mame care nu au o problemă cu asta, nu au risc de naștere prematură, dar sunt situații când, da, există acest risc. De cele mai multe ori, primul copil se alăptează până pe la 5-6 luni, apoi renunță singur la alăptat, se schimbă gustul laptelui hormonal și atunci preferă să nu mai sugă la sân. Începe să nu mai sugă pentru că nu mai are același gust și nu-i place mirosul. Exact așa a fost și în cazul nostru. Tot fac paralela, poate le mai ajută și pe mămici să audă și cazuri practice. Fetița cea mare a supt exclusiv până la 2 ani și 3 luni, când deja eram însărcinată. În 4 luni cu cel de-al doilea copil a renunțat singură, s-a auto-înțărcat. De ce? Tocmai ce a explicat Anca și chiar eram și eu curioasă să aud. O altă mămică întreabă. La început nu am avut lapte, așa că a trebuit să-i dau formulă bebelinei. Acum este hrănită mixt, sunt și formulă. Cum aș putea renunța la formulă? Își dorește să alăpteze exclusiv. Mi-ar fi plăcut să știu cât are copilul, dar cu siguranță poate să renunțe la formulă, doar să mama să aibă stăpânire de sine. Recomand să înceapă întotdeauna hrănirea copilului cu sânul, după primul sân să ajute copilul să recurgiteze, să-l mute pe cel de-al doilea, deși copiii după 2-3 săptămâni se satură dintr-un singur sân și alternăm sânii, așa cum știm, la o masă îi dăm de la sânul drept, la cealaltă masă la sânul stâng. În această situație, ca să renunțăm la formulă, îl hrănim la ambii sâni și putem, după fiecare masă, să mai stimulăm cu o pompă, să încercăm să mulgem sânul, să vedem, să mai extragem puțin lapte, în așa fel încât organismul nostru să perceapă, sau al doamnei să perceapă, că copilul dorește să sugă mai mult. Va produce mai multă prolactină și oxitocină. Multe mame spun, da, dar după sup sânul este gol. Sânul nu este gol niciodată, este o glandă care produce tot timpul lapte și nu se va goli niciodată. Așadar, putem să mulgem 24 de ore, mai facem o pauză, iarăși mulgem și tot vom scoate niște lapte. Da, dacă va insista, va crește cererea, va crește și oferta. Și treptat să renunțe cu siguranță la laptele praf. Ce facem atunci când copilul refuză unul dintre sâni? De ce se întâmplă asta și cum procedăm? Sunt și foarte multe mămici care în urma alăptării se aleg cu un sân mai mare și unul mai mic, tocmai pentru că tind să ofere copilului doar unul dintre sâni, acela pentru care copilul are deja o preferință. Cum se poate rezolva problema aceasta? Copilul face pasiune pentru un singur sân, am întâlnit destul de frecvent, nu ține cont că este fetiță sau băiat. Probabil cel care i-a fost oferit mai frecvent în primele zile după naștere și începe să facă o pasiune. Eu le spun mamelor să înceapă întotdeauna subtul cu sânul pe care nu-l preferă. Bineînțeles, va trage de câteva ori, va da drumul, se va enerva, îl va muta la sânul care îl preferă, iar pe acela îl va mulge. Trebuie să stimulăm lactația pe ambii sâni, în așa fel încât să nu pară acea diferență de dimensiune a sânilor și să știți că la 2, 3, 4 luni de la naștere, dacă apare o diferență mare, se lucrează destul de greu, mama trebuie să muncească destul de mult ca să egalizeze puțin dimensiunea. Și am văzut astfel de situații, multiple situații și la mame care aveau copii de un an și jumătate și diferența era foarte vizibilă și deja pe ele începuse să le deranjeze, purtau sutiene bustiere cu bureți la un sân și la celălalt nu, pentru a nu se observa din hainele purtate. Da, trebuie să înceapă alăptarea cu sânul pe care nu-l preferă de fiecare dată și să-l mulgă și pe acela. O să vedeți că de multe ori, după o lună, două, începe să-l prefere pe celălalt. Dacă îi se pare că îi curge mai bine sau îi place poziția sânului sau forma mamelonului. Și atunci se poate schimba de la stângul la dreptul și de la dreptul la stângul, dar vom încerca să-i alternăm întotdeauna.
Să spunem că această diferență persistă până la încetarea alăptării. Vor mai avea sânii aceeași dimensiune la, nu știu, o anumită perioadă după înțărcare? Sau nu vor mai reveni la forma inițială? Nu. Să știți că rămâne așa și oricum femeile nu au sâni egali, nu, așa cum știm, jumătate, partea stângă a corpului este diferită de partea dreaptă. Știți că se spune că cei mai frumoși oameni sunt cei care sunt aproape simetrici. Nu se întâmplă asta frecvent și nimeni nu este perfect. De multe ori rămâne această diferență de dimensiune a sânilor. Am întâlnit mame care vin și spune aș vrea să-mi protezez sânul și să merg la un chirurg plastician să corecteze acest lucru, pentru că sânul pentru femeie reprezintă oarecum feminitate și multe femei vor să corecteze după alăptare sau după ce au născut un copil sau doi. Da, ambii sâni încep să nu mai aibă dimensiunea dinainte, dar de multe ori rămâne diferență. La începutul alăptării aveam mereu senzația de sâni plini. După câteva săptămâni am început să simt sânii goi și moi. Rămân fără lapte? Este o întrebare, o panică a multor mămici. Întâlnim deseori întrebarea aceasta în postări și am vrea să auzim răspunsul unui specialist ca să le liniștim. Da. Nu are nicio legătură senzația aceea de angorjare cu cantitatea de lapte. De cele mai multe ori este doar o inflamație a mamelonului, a canalelor galactofore, a sânului, cu febră locală, care trece cu mulți masaj, poate comprese cu apă caldă, uneori gheață după. Nu ne vom lua niciodată după senzația de plenitudine. Sânul este o glandă care produce tot timpul lapte și am întâlnit situații cu mame care aveau sâni atât de mici, adică mi se părea că nici eu nu am întâlnit vreodată sâni atât de mici, poate erau câte o cireașă sau câte o nuncă, și totuși după naștere mama, sânul s-a adaptat așa de bine încât curgea tot timpul, producea tot timpul lapte. Nu are nicio legătură senzația de plenitudine cu cantitatea de lapte care poate să o producă sânul. Acea angorjare apare în general în primele 5-7 zile și dispare ulterior. Și e posibil să se schimbe această senzație de plenitudine și în momentul în care lactația se reglează, că la început nu e reglată lactația și abia după câteva săptămâni, nu? Ajunge să... Primele 2 săptămâni, aceea este perioada de reglare a lactației și atunci această senzație va dispărea. Sunt mame care n-au senzație de sân angorjat în primele 2 săptămâni, dar cu siguranță își cresc lactația în acea perioadă și copilul are lapte suficient, nu trebuie să simtă neapărat sânul angorjat. Să vedem ce facem în cazul canalelor, în cazul canalelor blocate. Care este protocolul pe care îl putem aplica? Ajută varza, că este o metodă recomandată din bătrâni și mămicile se întreabă dacă acea varză chiar ajută sau nu. S-au făcut studii pe varză și mai sunt și alte legume. Unele studii spun că ar putea ajuta, nu dau o recomandare strictă, da, ajută, spun ar putea ajuta, chiar așa este menționat, chiar de curând am căutat astfel de studii. Era pentru curiozitatea personală, pentru că fac parte din categoria mituri. Canalele galactofore înfundate nu se tratează cu varză. Singura modalitate de tratament este subt și muls. În general, în 72 de ore se rezolvă de la sine fără complicații, dacă mama o face frecvent în cele 3 zile. Nu am întâlnit situații care să se complice după cele 3 zile dacă mama respectă oarecum recomandările. Adică singura ei activitate, 48 de ore, 72, este să îi ofere copilului să nu se lase să sugă, să se mulgă după ce a sub copilul, să maseze zona de canal înfundat. Apare ca un nodul, îl simte la mână sau apare sub forma unei linii roșii care duce până aproape de mamelon, să pună comprese cu apă caldă în acea zonă, să maseze, să sugă, să mulgă. Cam aceștia sunt pașii, el se mai numește și galactocel, așa este denumit în ghidurile de obstetrică, această stare de canal galactofor înfundat, care se rezolvă de la sine fără complicații.
Fiind vara acum și dorim să dăm un sfat util mămicilor, foarte multe mămici se întreabă dacă să ofere apă copiilor alăptați exclusiv până la copiilor alăptați exclusiv până la 6 luni, da? Cei care nu au început încă diversificarea. Este nevoie să facem acest lucru, să oferim apă sau copilul își ia absolut tot ce are nevoie din laptele matern? Nu, eu nu recomand să oferim copilului alăptat exclusiv nimic altceva decât lapte. Așa cum am spus, laptele de început este mai apus, mama îl poate pune la sân, copilul se hidratează și atât. Este adevărat, mama trebuie să bea suficiente lichide. Dacă mama este deshidratată și cantitatea laptelui s-ar putea să scadă ușor. Așadar, îl pune la sân și copilul se hidratează de la sân. Nu oferim nimic altceva copilului alăptat la sân decât cu recomandare medicală. Nici măcar ceaiuri? Nici măcar ceaiuri, dacă acestea nu le-am primit ca recomandare. Eventual, sunt mame care preferă să bea ceaiurile pentru colici, să le bea ele, ajung în laptele matern și îi oferă copilului tot sânul de unde își extrage lapte. Și ce putem mânca în timpul alăptării, astfel încât să evităm ca cel mic să aibă dureri de burtică? Este adevărat că mama trebuie să evite să consume, nu știu, alimente care balonează, precum anumite legume, roșii sau fasole sau varză, sau este doar un mit? Nu este nimic interzis în alăptare, sunt doar alimente care trebuie testate sau consumate cu moderație. De exemplu, mi-e greu să vă fac o listă cu ce ar trebui să consume. E mai ușor să vă spun ce ar putea să evite sau să le consume cu moderație. De exemplu, varza, mazărea, fasolea, conopii. Da? Sunt alimente care balonează, care pot crea disconfort abdominal. Roșiile, de asemenea, strugurii, de asemenea, băuturile carbogazoase. Dar dacă vrea mama să mănânce și ea roșii, poate să mănânci o roșie mai mică sau o jumătate de roșie, dar nu înseamnă să mănânci o salată de roșii. Cu siguranță atunci poate fermenta. Bineînțeles că dacă observă că a mâncat prima dată o jumătate de roșie, copilul nu a avut nimic, mai mănânc și mâine sau poimine, nu se întâmplă absolut nimic, pot crește cantitatea treptat și poate mănânc chiar o salată de roșii și copilul să nu aibă nicio tulburare digestivă. Dar trebuie testat. Sunt copii care nu reacționează la nimic. Trebuie să evite oarecum alimentele foarte condimentate. Sunt copii care refuză sânul dacă mama mănâncă ceapă sau usturoi, dar trebuie testat, că sunt copii care sunt obișnuiți cu usturoiul încă din burtica mamei, dacă mama a consumat când era însărcinată și atunci nu-i deranjează laptele cu gust de usturoi. Ar trebui să evităm alcoolul, berea nu crește lactația, așa cum știm există în bere o polizaharidă care se găsește în meiul utilizat la fabricarea berii și acolo poate duce, studiile arată că poate duce la creșterea lactației, dar acum avem o grămadă de preparate pe piață care ne pot ajuta. De evitat alimentele ce conțin cofeină în cantitate mare sau repetitiv, adică bem o ceșcuță de cafea pe zi dacă copilul nu are nicio problemă cu acest lucru, dar nu mai consumăm și alimente care conțin cofeină, ciocolată închisă la culoare sau ceai verde, mai sunt și alte băuturi sau alimente. În rest, mama trebuie să evite alimentele care nu au termen de garanție sau nu sunt în termenul de garanție, care nu au fost depozitate corect la temperaturi adecvate, care nu au fost preparate corespunzător. Nu recomand carnea în sânge, ficat în sânge, nimic în sânge la mama care alăptează și nici la femeile însărcinate. Mare atenție la ouă, pot fi foarte periculoase atât pentru femeia însărcinată cât și pentru mama care alăptează. Dar dacă sunt depozitate corect, nu avem nicio problemă și să fie în termen. Le mai spun mamelor că le pot testa, le pot introduce într-un vas cu apă și în care pun puțină sare și văd dacă oul se scufundă sau plutește și dacă se scufundă e proaspăt, dacă plutește ar trebui să nu fie consumat. Poate sunt o multitudine de alimente pe care mamele le evită inutil, dar eu aș spune să testeze orice și să mănânce și ele ceva, pentru că de câte ori întreb o mamă, dar ce ați mâncat în ultimele 2 săptămâni? De obicei îmi spun 3 prostii și în marea majoritate cel de creșterea lactației. O mamă care bea doar ceai de creșterea lactației nu arată prea bine după 2 săptămâni și așa hemoglobina e mică, ea nu se simte bine, ar fi bine să
își ia vitamine de sarcină și să consume alimente hrănitoare și pentru ea. Am înțeles. Cam acestea au fost întrebările din partea mămicilor. Mulțumim, Anca, foarte mult pentru timpul acordat, pentru toate răspunsurile detaliate și la obiect. Sunt convinsă că informațiile pe care le-ai dat vor fi de foarte mare folos mămicilor și mi-a făcut foarte mare plăcere să te cunosc. Mă bucur că te-am întâlnit. Deci ai acasă un bebeluș cu studii, nu? Care a fost la cursul de mamei, așa îmi place să le spun eu bebelușilor care au fost la cursurile mele. Sunt copii inteligenți că au fost la cursuri încă din butică. Să aveți o minunată! Mulțumim mult, Anca! O zi frumoasă! O zi bună! La revedere! La revedere!